Biserica Buna Vestire, pe lângă Liceul de Arte Regina Maria. Biserica a fost construită în anul 1793, într-un câmp de la marginea orașului, fiind înconjurată doar de un cimitir. A fost pictată în secolul al XIX-lea de zugravul Simeon Silachi. Arhitectura monumentului se remarcă prin alungirea naosului și verticalitatea turnului Clopotnițe. După 1900, aici se construiesc primele case, astăzi aflându-se în zona centrală. Aici s-a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua de 1 decembrie 1918 de către preotul Ioan Teculescu.